Liderul pro-Moldova, Andrian Candu, trebuie să se pregătească pentru o eventuală plecare a mai multor deputați din fracțiunea pe care o conduce. Declarația îi aparține președintelui Partidului Democrat, Pavel Filip, și a fost făcută în cadrul emisiunii Puterea Patra, în contextul în care patru aleși ai poporului din cadrul fracțiunii pro-Moldova au anunțat că la prezidențiale o vor susține pe Violeta Ivanov, candidata partidului Șor. Cel care a trădat odată sau cel care s-a vândut odată, dar nu odată, dar de câteva ori, lucrul ăsta va continua să-l facă întotdeauna. Eu am impresia că a fost o surpriză și pentru domnul Candu toate aceste lucruri care se întâmplă acum, dar el trebuia să fie pregătit pentru aceasta. Nu poți construi o formațiune politică veritabilă pe transfugi și pe oameni care se vând. În context, Pavel Filip a mai spus că la o eventuală ofertă mai bună, mulți deputați din Pro-Moldova vor pleca la un alt partid. Imediat în următoarea perioadă, cum vor avea o ofertă mai atractivă, lucrul ăsta se va întâmpla. Eu o să mă opresc aici pentru că nu cunosc prea multe detalii din interior. Nici, cum vă spuneam, nu mă interesează, dar nu a fost absolut o surpriză pentru mine și eu cred că este vorba nu doar de patru oameni de acolo, dar mai sunt. Amintim că de la începutul anului, sub diferite pretexte, 17 deputați, printre care Andrian Candu, Sergiu Sârbu, Vladimir Cebotari sau Violeta Ivanov, au părăsit Partidul Democrat și au aderat la fracțiunea nouă formată Pro-Moldova, precum și la cea a Partidului Șor. Iar zilele trecute, patru deputați ai lui Candu au anunțat că o vor susține pe Ivanov la prezidențiale, deși aceasta nu este poziția oficială a partidului, ei precizând în acest sens că decizia respectivă este una proprie.